Hello, hello! Hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot, să descoperim împreună care este energia zilei de sâmbătă 10 iulie, folosind o singură carte. Avem aici spânzuratul, lucrurile nu se mișcă atât de rapid cum ai vrea tu și încep să te frustrezi. Dacă frustrarea ta este în carieră, la locul de muncă, în jobul sau în afacerea ta, oricum nu are rost să te stresezi pentru că e weekend și nu poți să influențezi situația în aceste zile. O să-ți strici singur weekendul, tot gândindu-te și rumegând și măcinând aceeași situație, întorcând-o pe toate părțile. Ceea ce poți să faci este să-ți folosești timpul mai productiv și să încerci să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă stagnarea care te frustrează e în relația ta de cuplu, aici riști iarăși să îți strici tot weekendul pentru că te canalizezi doar pe acele lucruri care nu sunt exact așa cum ți-ar plăcea ție să fie. Soluția este foarte simplă. Încearcă să te pui în pielea celuilalt, în pielea partenerului sau partenerei tale, să vezi lucrurile din punctul lor de vedere. Și atunci s-ar putea ca fie energia ta mentală să se schimbe și să-ți schimbi părerea, fie să găsești metoda optimă de a obține de la partenerul sau partenera ta ceea ce îți dorești. Dacă stagnarea este în sănătate, aici mesajul este foarte clar, trebuie să investighezi și metode alternative de a trata problema cu care te lovești. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi și etalări de tarot de format mai lung, etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!